Salut, prieteni! Sunt Sergiu și astăzi împreună cu Alex noi vom avea o lecție de trigonometrie de la 0. Noi ne vom conduce de manualul din clasa A10 din Republica Moldova, manual de matematică, și voi încerca să trec prin această temă, nu toată în întregime, dar până la oarecare pagină. Alex învață destul de bine și, practic, eu voi explica, dacă el ceva înțelege, eu merg mai departe și dacă ceva deja știe, nu mă mai opresc la acest lucru. Sper că va fi util și pentru voi. Atunci, deja putem să începem. Ok. Alex, îmi se rog să conectez microfonul și noi mai departe vom învăța ca și cum eu doar cu tine sunt. Ceilalți care privesc deja se vor. Bun, iată, de aici se începe modulul numărul 8, elemente de trigonometrie. Și hai să vedem ce ai trecut tu în clasă. Ai trecut elementul cum, ce înseamnă un radian? Încă nu precis. Iată, dacă vorbim de radian alfa în radiani, asta ar fi lungimea unghiului, iată, lungimea acestui arc împărțit la raza cercului. Și acum, iată, doar să ne gândim, dacă asta este formula nemijlocită a radianilor, lungimea arcului pe care se sprijină acest unghi, împărțit la rază. Și acum să ne gândim, iată, când ai aici așa un fel de cerc. Și să zicem, că aici nu este așa scris, dar să zicem că de aici până aici este, cât ar fi? Deși, nu de aici până aici, nici nu știu cum să zic. Ok, să zicem că lungimea acestui arc este de 45 de grade. Ar fi pipi 4, așa-i? Sau 45. Iată, dacă împarți la această rază 1, ți va da în radiani acest unghi de 40, pipi 4. Ar fi, închipuiți că lungimea ai, iată, jumătate de cerc. Iată așa. Aici este cât? 180 de grade, adică pi. Și raza este 1. Atunci, alfa în radiani va fi pi. Ok. Noi am putea să zicem, iată, aici acest caz. Alfa la un cerc întreg. Să zicem că avem un cerc întreg. Și lungimea cercului este 2 pi r și raza lui este r. Și când împarți 2 pi r la r, îți dă 2 pi. Iată cât este în radiani un cerc întreg. În cazul în care vrei să afli un radian, iată aici, un radian, pur și simplu, care e ideea de un radian? Ar fi, iată, OA este rază. Această rază o iai, o pui, iată așa, A, O aici, și O în doi într așa fel și o pui și îți va da AB. Și când împarți lungimea aceasta R la R, lungimea R, să zicem, R la R, îți dă un radian, după definiția aceasta de aici. Nu știu cât de explicit am fost legat ce este un radian, însă dacă vrei să transformi, iată, vrei să transformi un unghi, de exemplu, de 90 de grade, vrei să-l transformi în radian, tu faci așa, 90 de grade, amplifici cu 100, cu pi supra lui 180 de grade. Iată. Și ce îți dă? 180 și cu pi se simplifică și îți dă pi pe 2. Da. Iată cum poți transforma orice unghi în radian. Clar. Bine. Și desigur, dacă ai radian și îți transformi în unghi, pi supra lui 2 în radian, în loc de pi, pur și simplu pui 180 supra lui 2 și îți dă 90 de grade.
Ok. Unghiuri orientate și neorientate. Aici după exemplul este dat. După exemplu, când ai o broască și pui cheia. Dacă mergi așa, rotești cheia. Practic, tu închizi. Înseamnă că este plus. Dacă cheia merge în direcție negativă, invers. Tu, iată, în direcția aceasta, tu deschizi. Și fix așa cu un cu cerc. Iată să ne uităm acest cerc. Dacă noi mergem de aici, iată, hop, am mers până aici. Noi am mers 90 de grade în direcție pozitivă. Însă, dacă tot de aici am mers în direcție negativă, iată așa. Noi avem 90 cu 90 și încă 90, fac minus 270 de grade. Ești cu mine? Da. Iată, acest 450 de grade, ce înseamnă acest lucru? Că tu mergi un cerc întreg, asta e 360, și încă unul, încă 90 de grade, și o să dai 450 de grade în direcție pozitivă. Desigur, tu poți să mergi așa, să te rotești, până la infinit. Ok. Deci, unde, iată, după ideea aceasta, unde la noi o să fie minus 90 de grade? În coordonata 0 minus 1. Iată aici. Deci, fix 90 de grade în coace și o să fie minus 90. Ok. Bun. Acum, ce mai este aici? Cerc trigonometric. Ce este definiția lui? Se numește cercul de rază 1. Iată, ai un cerc cu raza de aici până aici. Raza este 1. Vezi, aici e 1. Cu centrul în originea sistemului de coordonate. Iată, orice, iată, ai un cerc. Să zicem, ai un cerc. Ai un cerc. Este tot un cerc. Iată, ai un cerc. Trasez așa. Dacă raza, iată, aceasta este 1, înseamnă că noi avem cerc trigonometric. Bun. Doar când raza e 1, da? Da. Dacă raza este mai mare, deja noi trecem în alt sistem, alt fel de transformări echivalente. Ok. Ce mai avem noi aici? Funcție trigonometrică sinus, cosinus, tangentă, cotangentă, secantă și cosecantă. O problemă. Să se determine înălțimea unui stâlp de telegraf perpendicular pe suprafața Pământului folosind numai un instrument de măsurare a lungimilor de măsurat lungimea segmentelor. Și iată așa problemă aici. Avem acest segment și acest segment. Noi trebuie să aflăm această bucată X. Și cum noi facem? Iată, aici multă explicație, dar în baza faptului că între unghiurile dreptunghice, asemenea, OAB, hai să-l arătăm, OA1B1, iată ăsta, e asemenea că triunghiul ăsta mare. Așa-i? Și ce spune? Că A1B1, arăt cu negru, A1B1, împărțit la OA1, OA1, și aceste AB și OA, AB împărțit la OA, au valoare constantă. Așa-i? Alex? Da, da. Tu nu deconecta microfonul. Ok? Da, mie da, da. Eu știu cum auzi, dar trebuie conectarea microfonului să fie reacționare iminentă, deodată. Când bine. Întreb, spui, clar, nu-i clar, nu trebuie să mai aștepți să te conectezi sau nu deconectezi microfonul. Ok. Îmi poți explica de ce când împarți X la acest Y este egal ca și cum ai împărți acest M la tot N? Prin asemănare? Da. Și iată, întrucât X pe Y este același lucru ca și M pe N, reiese că noi avem două triunghiuri asemenea, dreptunghice, noi putem să definim că dacă împărțim M la N, asta am definit o funcție a sinus de alfa. Noi notăm, altfel scris.
Reiese când două triunghiuri asemenea, sinusul de unghiul cel care noi îl alegem comun, ne dă aceeași mărime, indiferent de lungimile acestor laturi. Pentru că raportul, când împarți, are loc simplificare și îți dă aceleași. Iată ce înseamnă sinus. Ai prins ideea? Da. Și iată, întrucât noi putem să facem fix aceeași asemănare OA împărțit la OB. OA împărțit la OB. Ne dă fix același o constantă și aceasta o numită cosinus, cateta alăturat împărțit la ipotenuză. Tangenta este când împărțim AB la OA, cateta opusă către cateta alăturată, iar cotangenta este cateta alăturată către cea opusă. Bine? Adică sinus pe cosinus și cosinus pe sinus. Da. Bun. Hai să vedem mai departe. Lemă. Fie x1 și x2 puncte într-un sistem cartezian de coordonate. Iată acest M1 și M2. OX, Y, așa. Y1 mulțit cu Y2 să nu fie 0. Bun. Dacă semidreptele OM și O1M coincid cu M1, coincid, semidreptele, vezi, coincid. Atunci, Y1, iată, ăsta este Y1, supra lui Y1, supra lui Y1, este egal cu acesta este X2 către Y2. Clar că este Y2, că e aceeași de aici. Da. Și atunci, ce mai avem? X1 împărțit la OM1, OM1 sunt egale. Nu, ok, aici s-a făcut la fel, din asemănarea triunghiurilor s-a făcut lucrul acesta. Care este scopul acesta? Este s-a definit iarăși sinusurile sub altă formă. Ok. Fie cercul trigonometric și unghiul alfa. Iată acest unghi alfa. Ok, avem unghiul alfa. Da. Format de semidreapta OM. Iată semidreapta OM. Este. Da. Cu semiaxa pozitivă OX. Deci acesta este unghiul alfa. Punctul M are coordonatele X și Y. Iată aici, X și Y. Este. Aparține cercului trigonometric. M este pe cercul trigonometric. Este. Și acest lucru ni l-a desenat, tot ce am citit eu. Pe urmă zice, sinus unghiului A este ordonata punctului M. Ordonata punctului M este sinus de A. Ordonata este când vii încoace. Iată, este Y, așa? Da. Deci ordonata este sinusul acestui unghi de aici. Dacă unghiul, să zicem că el este, cât ar fi? Unghiul, să zicem că aici este 135 de grade. Iată, coordonata lui M, ordonata lui M aici, va fi radical din 2 pe 2. Noi vom vedea acest lucru mai târziu. Iar cosinusul unghiului A este abscisa, adică X-ul. Asta, iată aici, X este cosinusul acestui unghi. Minus radical din 2 pe 2? Da. Iar tangenta este sinus de alfa, cotangenta, sinus pe alfa, cosinus, iar cotangenta este cosinus pe alfa. Acum, doar aici sunt, vezi, niște, iată, apare prima dată perioada pe capa. Și doar să nu voi explica acum ce înseamnă, doar explic de ce trebuie să fie diferit. Diferit, iată aici, alfa trebuie să, diferit, să fie diferit de pi pe 2. Pi pe 2 90 de grade, cosinus de 90. Când pui aici 90 de grade, iată asta e 90 de grade, cosinus de 90 este abscisa acestui punct. Acest punct M1, ce abscisa are? 0, 1. Coordonatele. Da. Acum, cosinus de cosinus este de unghiul acesta de 90 de grade, de pi pe 2. Este exact 0, dar noi nu avem drept, iată aici, la numitor să fie 0. Clar. La sinusă este asemănător.
Mergem mai departe. S-au definit următoarele funcții trigonometrice. Funcția sinus, cosinus, tangentă și cotangentă. Din R în R înseamnă că în loc de X poate fi orice unghi și rezultatul da la fel orice mărime. Deci aici R-ul ăsta, el este încă mai specific, E de F. Aici mai specific ar fi în loc de R să punem de la minus 1 până la 1. Astea sunt valorile lui Y, așa-i? Dar sinusul pe cercul trigonometric, iată, ăsta este sinus de X, noi numai ce am definit lucrul acesta. Cea mai mică valoare este minus 1, iar cea mai mare valoare este 1. De aceea, mai specific, funcția sinus, noi putem să o definim nu din, adică în loc de R-ul acesta, noi vom zice că e de la minus 1 la 1. Este domeniul de valori. Dar domeniul de definiție, în loc de X, X poate fi orice număr. Ții minte, după cercul inițial, când ți-am arătat în direcție pozitivă, poți te rotești de o infinitate de ori și să-ți dai unghiuri foarte mari. Da. Când e vorba de cosinus, e fix același lucru, de la minus 1 la 1. Este, iată aici, de la minus 1 până la 1, cosinusul de alfa poate să fie. Tangenta. Nu, iată este definită tangenta. De ce aici R minus pi pe 2? Deoarece tangenta este sinus pi cosinus, dar cosinus de pi pe 2 este 0 și nu avem dreptul să împărțim la 0. La cotangentă este pus diferit de kappa pi, adică de pi nemijlocit, pentru că este cotangenta este cosinus de x pe sinus de x, dar sinus de pi este 0 și nu are dreptul să fie pi la numitor. Vorbim de cosinus. Și iată aici, atent, secantă și cosecantă. Secanta este inversa funcției cosinus. Secanta este inversa funcției cosinus. Cosecanta este inversa funcției sinus. Pur și simplu ții minte lucrul acesta. Bine. Un exercițiu rezolvat și hai să vedem ce vor ei să ne demonstreze aici. Să se calculeze valorile funcțiilor trigonometrice sinus, cosinus, tangentă, cotangentă pentru unghiurile măsurii 0, 3 pi pi 4, minus pi pi 3. Ok. Unghiurile 0, 3 pi pi 4 sunt determinate respectiv de dreptele. Și hai să vedem care este dreapta. Iată, eu voi șterge ceea ce am scris și voi lua cu altă culoare. Iată, 0 este determinat de dreapta OA, 3 pi pi 4 de OC și minus pi pi 3 de dreapta OD. Și hai să vedem. 0 determinat de dreapta OA. Iată aici este A și iată dreapta OA. Semidreapta OA. Hai să facem cu o culoare albastră. Hai să facem semidreapta OC. Iată-o. Și semidreapta OD. Iată. Asta trebuie cu o altă culoare. Știi de ce s-au ales nemijlocit aceste semidrepte? Cum s-au determinat lucrul acesta? Nu. Explicăm. Iată. Aici este pi pi 2, așa-i? 90 de grade. Aici este pi, așa-i? Da. 180. Aici este 0. Și iată unghiul 0, unghi de 0 grade, iată avem o dreaptă. Cum faci 0 grade? Avem dreapta OB. Cum faci 0 grade? Deasupra ei mai construiești încă o dreaptă și pui punctul A. Iată aici 0 grade. Măsura unghiului OAB este 0 grade. Corect este AOB. Este 0 grade. Iată, dacă îl înclin așa o leacă, ridic A în sus, deja îți va da un grad. Dar dacă eu îl pun înapoi, îți dă 0 grade. Și iată, dreapta OA, iată aici fiind A, aici. Noi avem 0 grade. Bun. De ce avem, iată, OC? OC, 3 pi pi 4, îl faci în unghiuri și tu poți să zici
3 mulțit cu 180 împărțit la 4 îți dă 135. Dar poți să te gândești altfel. 3 unghiuri de 45 de grade. Clar asta, da? Da. Înseamnă că eu fac aici la jumătate, dacă aici tot e 90, la jumătate este pi pi 4, aici e pi pi 2, mai merg încă un pi pi 4 și voi avea 1, 2, 3, pi pi 4. Iată ce, de ce noi am pus OC ca fiind determină acest unghiet. Asta de aici este 3 pi pi 4. Bun. La fel și OD merge în direcție negativă. Și îți dăm minus pi pi 3. Am fost explicit aici pentru tine? Da. Câteodată, dacă eu am explic prea detaliat și tu cunoști deja, spune-mi, Sergiu, asta am înțeles, hai să mergem mai departe. Nu este numai decât să mă aștepți ca eu să... Acum, hai să ne gândim. Unghiurile COC1. Unde este COC1? Iată acest unghi. Și DOD1. Iată acest unghi. Au măsurile de pipi 4. Într-adevăr, astea și astea sunt egale și au câte pipi 4 fiecare. Așa este pipi 4. Iar DOD1, de ce el are pipi 4? DOD1, COC1 are pipi 4, iar de O de 1 are pipi 3. Dintre unghiurile OC1, C, OC1, C, obținem OC1 radical din 2 pe 2. OC1 radical din 2 pe 2. Dar cum s-a obținut asta? Vezi triunghiul acesta? C, C1, O, așa? Da. Noi avem aici 1. Da. Și aici avem 45 de grade. Da. Aici e 90, înseamnă și aici e 45. Da. Conform teoremei lui Pitagora, reiese că aici avem radical din 2 pe 2. Și aici radical din 2 pe 2. Clar. Înseamnă că, iată, acest segment este radical din 2 pe 2. Tot așa, din triunghiul acesta O de 1 și D, noi, conform teoremei lui Pitagora, vom afla că D de 1 este radical din 3 pe 2. Clar. Ok. Iar O de este O doime. Bun. Haideți să facem lucrul acesta acum să scriem. Deci noi am aflat că aici avem radical din 2 pe 2. Aici am aflat o doime. Aici radical din 3 pe 2. Pe urmă, punctul A are coordonatele 1, 0. Iată acest punct are coordonata 1, 0. Punctul C are coordonata, iată acest C, are coordonata exact, iată am să scriu ce are coordonata, aici este Y-ul, aici este X, dar X acolo este exact că este pătrat. Deci exact minus radical din 2 pe 2, iar aici este radical din 2 pe 2, cât e acest segment, lungimea lui. Ce mai avem? D. D are coordonatele o doime, iată, de aici până aici, de aici până aici, deci o doime, iar asta este exact această înălțime, care e radical din 2 pe 3. Radical din 3 pe 2, dar cu semn negativ. Bun. Astfel, aplicând definițiile funcțiilor trigonometrice, obținem definițiile funcțiilor trigonometrice. Eu vă șterge aici pentru a nu ne duce în eroare încă o dată. Sinus de 3 pe 4. Sinus de 3 pi pi 4, iată, de acest unghi.
este radical din 2 pe 2. Cum el a obținut? Coordonata acestui C, ordonata. Care este ordonata lui C? Hai încă o dată. Sinus de un unghi, asta e Y-ul. Adică sinus de 3 pi pi 4 este Y-ul punctului C. Radical din 2 pi 2. Radical din 2 pi 2. Pe urmă, cosinus de 3 pi pi 4 este abscisa unghiului 3. Deci, cât este? Minus. Iată, unghiul C abscisa lui este X minus radical din 2 pi 2. Și așa s-a făcut la toate. Iată, noi putem să ne uităm la cosinus de minus pi pi, pi pi 3. Minus pi pi 3 este aici, iată acest unghi. Minus pi pi 3. Și cosinusul este ordonat, este abscisa. Mergem în sus. Și noi am obținut acest punct, cât e distanța aceasta. Este exact o doime. Ok? Asta e metoda clasică de explicare. Desigur că este ajutorul cercului trigonometric unde noi putem mai ușor să facem toate lucrurile acestea, dar vreau să înțelegi sensul. Pur și simplu, eu iată așa am învățat. De ce le înțeleg esența și pot mai apoi să lucrez cu cercul trigonometric. Bine. În mod analog, fix iată așa, cu așa demonstrații care le-am avut aici mai sus, s-a demonstrat tot acest tabel trigonometric. Bine. Acest tabel trigonometric eu am să-ți arăt mai pe urmă, să vom vedea cât, când reușim, vom arăta cum altfel. Mai departe, noi vom lucra la funcția trigonometric sinus de x pentru a înțelege sensul ei. Funcția cosinus de x o vei studia de sine stătător, poate studiem noi sinusul și tangenta. Dar mergem rapid prin funcția trigonometrică sinus de x, să înțelegem esența. Domeniul de definiție. În loc de x, ținem cont că poate fi orice număr. Fiindcă pentru orice alfa se determină în mod unic ordonata punctului M. Deci orice unghi ne pune, iată aici, orice unghi, noi putem să aflăm cât e Y-ul. Clar. Bine. Acum, cred că noi cât e Y-ul, dar cât noi ordonata punctului M, da. Pe urmă, domeniul de valori. Am explicat că, iată, noi dacă ne uităm la cercul trigonometric, domeniul de valori, hai încă o nuanță să fac. Iată, pentru a lua X-ul, să-l înlocuiești în funcție. Tu iai orice unghi de pe cerc, orice unghi, așa? Și câte unghiuri sunt pe cerc? Sunt o infinitate și în direcție negativă și în direcție pozitivă sunt o infinitate de unghiuri. O infinitate, R, orice unghi pot spune. Însă, iată, dacă iei un unghiu arbitrar, iată aici pui un punct E oarecare, sinusul, așa că poate maximul sinusul poate să-ți dea 1, dar minimum, dacă iei punctul E pe aici undeva, cel mai de jos punct este minus 1. Deci E de F a funcției sinus este minus 1, 1. Hai explicăm tu cum ai înțeles domeniul de valori. Că sinusul nu poate să ia valori mai negative, mai jos de minus 1 și mai mari ca 1. Da, pentru că Y-ul nemijlocit, iată, noi avem limitarea aceasta. Iată, de aici până aici, adică de la minus 1 până la 1, atât este Y-ul, dar Y-ul este sinus de X. Adică raza noastră e 1 și mai jos de... Da, sinus de X e de la minus 1 până la 1. Da, sinus de X asta e Y. Dar valorile lui Y, acesta este și E de F, după definiția care noi avem al domeniul valorilor. Este zerourile funcțiilor. Și iată aici apare acea perioadă. Zerourile funcției sunt acele puncte în care sinusul este 0.
Deci, sinusul este 0 aici și aici. Că dacă te duci așa spre Y, îți dă 0 și aici îți dă 0. Așa-i? Da. Bun. Și atunci, iată, eu iau acest punct. El este 0 grade sau 0 radiani. Fac un cerc, un semicerc și ajung aici. Va fi pi. Mai fac încă un semicerc și va fi 2π. Mai fac încă un semicerc, va fi 3π. Mai fac încă un semicerc, va fi 4π. 5π. 6π. 7π. 8π. 9π. Adică câte zerouri are funcția sinus? O infinitate. O infinitate, așa-i. Și observ că aceste zerouri au în față numărul. Întâi 1, aici este 1, pe urmă 2, apoi 3, apoi 4, apoi 5, apoi 6, apoi 7, apoi 8 și așa mai departe. Dar asta eu am mers doar în direcție pozitivă. Noi cu același succes putem să mergem în direcție negativă și vor fi fix aceste numere, aceste puncte cu semnul minus în față, așa-i? Da. Reiese că sinusul îți dă 0 atunci când x este pi și în fața lui este un număr, dar numărul ăsta trebuie să fie număr întreg. Întâi o să fie 0 și o să-ți dai 0, înmulți cu pi care va fi numărul 0, apoi pui 1 și o să-ți dea 1π, apoi pui 2 și îți dă 2π, pe urmă 3π, 4π, 5π, 6π, pe urmă iei numerele negative a lui n, minus pi, minus 2π, minus 3π, minus 4π. Iată ce înseamnă perioadă. Clar. Ok. Mă bucur că este mai clar acum. Deci câte zerouri are funcția sinus? O infinitate. Corect. Periodicitatea. Încă o dată, aici doar scrie perioada principală a funcției sinus este 2π. Pe viitor vom vedea că altfel vom putea pune această periodicitate. Îi explicăm ce înseamnă lucrul acesta. După sensul iată, pe cerc. 2π. Iată, avem acest punct M de aici. M. Și să zicem că noi am mers în direcție, iată aici, pozitivă, vezi, alfa. Și închipuiți că M, în cazul nostru, să zicem că avem, aici este, iată, punem câte jumătate, noi vom avea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iată aici să fie 7π/4. Dacă eu fac încă un cerc, asta e 2π, eu voi ajunge fix în acest punct. Sinusul ne va da tot minus radical din 2π/2. Clar. Adică dacă lui alfa adaug 2π, eu voi ajunge fix în același punct, numai că unghiul va crește. Dar eu lui alfa pot să îi scad 2π. Adică dacă ar fi, eu pot așa, din punctul M, eu merg în direcție negativă minus 360 de grade și eu voi ajunge fix în acest punct. Și aici sinusul la fel ne va da minus radical din 2π/2. De aceea 2 alfa este perioadă. Asta e explicat pentru a fi înțeles. Am învățat și periodicitatea. Semnul funcției. Doar luăm la fel pe cerc. Iată în acest cadran. Funcția sinus are semnul plus. În acest cadran, funcția sinus are semnul plus. În acest cadran, funcția sinus are minus. Aici, semnul este minus. Clară ideea? Da. Și acum să vedem cum ei au scris. Dacă alfa este de la 2π la pi plus 2π, adică alfa aparține cadranului 1 sau 2, iată asta înseamnă, atunci funcția sinus ia valori pozitive. Am explicat cu cercul ce înseamnă semnul. Bine. Paritatea. Funcția sinus este impară. Și explicăm de ce. Doar ne aducem aminte. Dacă o funcție este simetrică față de axa OX,
funcția este impară. Arătăm exemplu de o funcție impară. Stați, dar cum adică simetrică cu ax sau x? Iată ar fi așa o dreaptă. Iată așa, dreapta aceasta. Da. Și dreapta cealaltă. Observăm că noi dacă le îndoiem după axa o x, nouă ne va da acest punct de aici, să zicem punctul A, valoarea lui y aici este, de exemplu, minus 2. Când o punem în partea aceasta, îmi dă plus 2. Ar. Iată. Și acum, noi putem să ne gândim după explicația care o dat-o aici, paritatea. OM determină unghiul alfa. Iată, plus alfa. Vezi aici? Da. M. Iar OM prim determină unghiul minus alfa. Da. Atunci M și M1, vezi alfa și intenționat minus alfa, fix aceleași unghiuri. Atunci punctele ce aparțin cercul trigonometric sunt simetrice față de OX. Ceea ce am explicat eu, că OM este simetric cu OM prim față de axa OX. Clar. Și iată ne gândim așa. Sinus de minus alfa. Iată aici, minus alfa, așa-i? Așa-i că este Y-ul lui M1. Da. Dar eu pot să scriu că este egal, iată, Y-ul lui M1, să zicem că ne-a dat minus 2. Așa e că el, minus 2 acesta, este egal cu minusul, iată, acest minus de aici, al lui Y-ul lui M, adică este minus 2 cel de sus. Adică pun minus și 2. Da. Deci acest minus 2 este egal cu minusul acestui punct, care tot e 2. Adică minusul se păstrează, dar în loc de YM scriu sinus de alfa. Și reiese că sinus de minus alfa este minus sinus de alfa. Nu știu, eu am înțeles aici, nu știu dacă, hai să explic fără a arăta nimic. Sinus de minus alfa, așa e că are coordonata YM1. Da. Dar YM1 este egal cu minus YM2. Da, că e simetrică. Și egal cu, înseamnă că minusul ăsta e ăsta, dar YM1 este exact sinusul de unghiul alfa. Și am obținut că sinus de minus alfa este minus sinus alfa. Funcția este impară. Pentru că obținem f de minus x este egal cu minus f de x. Ar. Bine, mergem să vedem ce avem. Monotonia. În paragraful 2 se va arăta că funcția sinus este strict crescătoare pe fiecare din intervalele acestea, cu valori de la minus 1 la 1 și strict descrescătoare pe aceste intervale. Clar. Extremele funcției. Funcția y își ia maxim în punctul 1. Și de ce avem pi pe 2 plus 2 pi kappa? Hai, explică-mi tu cu ajutorul acestui cerc, iată, de aici. Deci, Y-ul își ia maxim în F sau în sinus de pi pe 2 plus 2 pi kappa, care este 1. De ce? George, pi pe 2 e 90 de grade și de la A1, 0 se duce sus și e coordonata 0, 1. Dar 2 pi e 360 de grade, așa că de câte ori se va roti cercul, oricum va ajunge la pi pe 2. Da, iar dacă mergi în direcție negativă, tot va ajunge în acest punct care valoarea lui sinus îți dă tot 1 și este cel mai de sus punct. Desigur, dacă pui minus pi pe 2, aici e minus pi pe 2 în direcție negativă, mergi minus pi pe 2 plus 2 pi kappa, îți va da valoarea acestui unghi, lui sinus acestui unghi, îți va da minus 1 și iată acesta va fi Y minim. Clar.
Ok, hai să vedem dacă... Numai că ei au mers cu valoarea 3 pi pe 2 plus 2 pi capa, ceea ce este tot adevărat. Bun, eu am mers în direcție negativă. Dacă mergi în direcție pozitivă, tot este bine. Se pare că... Iată... în fine, 3 pi pi 2 este... Cât? Un unghi, două, 3 pi pi 2. Noi am luat minus pi pi 2. Se pare că tot este corect. Iată, nu sunt sigur. În fine. 3 pi pi 2 luăm cum au scris ei. Graficul funcției. Și iată, aici este elementul acela care vă spuneam eu odată că funcția sinus nu trebuie privită cercul ca un cerc, dar ca o spirală. Și iată, noi îl vom vedea aici. Graficul funcției sinus x pe de la 0 până la 2π. Iată, aici este 0, iar aici este 2π. 2 înmulțit cu 3 între x și 14 este aproximativ 6 între x ceva. Așa, aici e 6 între x ceva. Da. Ținem cont că ăsta este x-ul. Iar y-ul este până la 1 și până la minus 1. Da. Iată, aici este 1 și aici este minus 1. Ok. Dacă se folosește graficul funcției, se construiește mai ușor dacă se folosește cercul trigonometric. Pentru a obține geometric valorile aproximative a funcției sinus, se ține cont că 2π este aproximativ 6 între x și 28. Bun. Și hai să vedem. Iată, avem acest unghi aici. Pi pi 2. Sinus de 0 e 0. Sinus de pi pi 2 este 1. Am pus punctul 1. Sinus de pi este 0. Sinus de 3 pi pi 2 este minus 1. Minus 1. Sinus de 2 pi este 0. Sinus de 3 pi este 0. Sinus de 4 pi este 0. Apoi, iată aici am 2 pi. Dacă mai adun încă un pi pi 2, ce voi obține? 5 pi pi 2. Da. Iată cum eu am făcut. Aici e 3 pi pi 2 și aici vei avea 4 pi pi 2, 5 pi pi 2. Pe urmă merge 6 pi pi 2, pe urmă aici 7 pi pi 2. Iată aici este 7 pi pi 2. Îți va da minus 1. Acum, hai să luăm unghiul de 45 de grade. De la 0 până la pi pi 2 este 90 de grade. Exact la jumătate este pi pi 4. Sinus de pi pi 4 este minus radical din 2 pi, este radical din 2 pi 2. Iată, da. Acesta e punctul. Sinus de 30 de grade este o doime, este acest punct. Sinus de, iată aici este pi pi 3, este radical din 3 pi 2. Și observ, iată, cum graficul se unește aceste puncte. Pe urmă, fix așa faci aici, dai punctulețele astea, fix așa faci aici, îți dă număr negativ, pozitiv și iată acest cerc, închipuiți că această spirală care eu am construit-o numai ce, ea este ca o ață care o pui, nici nu știu cum să-ți închipui, ar fi ca și cum aici, asta este o ață, dar iată acest cerc are așa, și aici este așa un fel de spațiu. Și ața o iei cu altă culoare. Iată, începi de aici, așa, și tu începi să o strângi. O pui așa și o rotești. Clar. Și ea se va strânge și se va face o spirală așa verticală ca un printer 3D care merge unul peste altul. Și se va face așa un tub. Bun. Noi putem acest cerc trigon, nu cerc, dar acest grafic să-l facem exact ăsta, numai că în direcție negativă, iată așa încolo. Și va merge deja, iată așa, forma aceasta. Ok? Da. Bine. Iată funcția sinus. Bun, hai până aici. Spune-mi ce ai învățat nou sau ce ții minte și nu știai și ți-a fost util.
eram confuz cu perioadele și acum le înțeleg. Adică dacă vrem să calculăm sinus de unghiuri mari, folosim teoria aceasta cu perioada și aflăm. Ok. Funcția cosinus, nu o studiez, ea se face asemănător, poți singur să te uiți, fix așa graficul de aproximativ așa, numai că cosinusul îți dă 0 în pi pe 2 și atunci iată, așa arată funcția lui sinusului, cosinusului, dar funcția sinus arată, noi avem din 0, dar în pi pe 2 îți dă 1, iar în pi îți dă 0 și funcția sinus, iată, merge exact sub forma aceasta. Iată așa. Și aici permanent se primește așa o imagine frumoasă. Vezi? Iată ăsta și ăsta. Da. Este ca o frunză. Acum, dacă te uiți mai atent, eu am făcut așa unirile astea, așa. Acum, ia gândește când le unești așa. Le unești așa. Ele seamănă deja ca și cum ar fi ADN-ul. Clar. Așa e. Acum, da, ne gândim altfel. Dacă, iată eu aici, așa să mergi. Dacă fac altceva, mă gândesc că când coarda la chitară, când o, iată, ea e dreaptă și eu când o ciupesc așa în sus, așa că ea face, iată, așa o mișcare de felul acesta. Da. Și există, iată, o coardă, are o lungi, o oarecare microni acolo, să zicem că are 0,1 microni sau 0,12 microni. Așa este lungimea ei, milimetri, cât ar fi acolo, ce mărime are ea. Și există așa o ciupitură, când o cipești în sus și ea se va ondula exact după graficul funcției sinus, așa? Da. Iată, ea va da un sunet specific. Însă, tu poți să o ciupești într-așa fel ca să-ți dea tot funcția sinus, dar puțin micșorată. Va da un alt sunet. Și iată, în muzică, dacă îți este curios, se aplică această teorie a funcțiilor trigonometrice sinus și cosinus. Pentru că acolo este herț care se mărește așa, ondulatorii are loc. Asta la chitară, la pian, doar pianul tot are corzi când lovești acel ciocanel din interior. Tot coarda vibrează. Okay? Peste tot, tot instrumentul muzical care, care îl avem noi clasice, are loc vibrare de coardă. Clar. Bine. Și iată unii se, funcția trigonometrice, o aplicare a ei, dar totodată undele de Wi-Fi, undele electrice, microundele, microunda, acolo sunt funcții trigonometrice, se studiază și se face. Funcția tangentă. Nu o vom studia, poți singur să o studiezi dacă dorești și funcția cotangentă la fel. Să se determine semnul produsului acestor funcții. Aceste unghiuri se transformă, se arată pe cercul trigonometric și doar semnul funcției pe aceste, pe aceste se determină. Și s-au determinat, iată, cosinus de unghiul acesta pe număr pozitiv, sinusul este pozitiv, tangenta pe această perioadă negativă, cosinusul este negativ și ăsta este negativ. Și avem, astea două dau minus, deci în tot, două plus, în total dau număr pozitiv. Ce avem? Să determine semnul valorii expresiei. Și ne gândim așa. Cum unghiurile acestea care le avem sunt în ordine crescătoare, yes, exact, a luat 10, 9 și 2 aici. Iar funcția cosinus pe 0, 2 este strict crescătoare. În fine, nu vreau să explic lucrul acesta. Haideți să mergem la altceva ce cred eu că este mai important. Iată așa, identități fundamentale ale trigonometriei. Iată, M are coordonatele cosinus X și sinus X, așa? Asta e X și asta e Y. Și voi explica acest lucru pe cercul trigonometric. Hai să construiesc un cerc. Nu-i prea bine. Am un cerc. Să construiesc acele
drepte. Și iau un punct oricare, iată acest punct. Este punctul M. Așa e, coordonatele sunt coordonatele lui care sunt X, Y. Da. Adică M are coordonatele X este sinus de X și Y este, nu, invers, da? X este cosinus de X, iar Y este sinus de X. Sau alfa, corect spus. Acest punct. Ce avem mai departe? Avem un punct M. Punctul respectiv pe cerul trigonometric. Cum coordonatele originii sunt 0, 0. Coordonatele originii sunt 0, 0. Este originea. Pentru lungimea segmentului OM, raza cercului se obține, iată, aici. Vom trasa lungimea acestui segment. Așa că el este 1. Dacă e rază. Bun. Ce avem mai departe? Iată, această formulă, iată asta de aici, o explicăm. Doar o explic, asta ar fi trebuit tipurile elevii să cunoască. Explicăm ce înseamnă acea formulă. Când avem x minus a pătrat plus y minus b pătrat este egal cu raza la 2, aceasta este formula cercului de rază R și originea a b. Iată, dacă ai un cerc cu originea, coordonatele sunt A și B, iar raza este R. Ca să construiești acest cerc, formula sau ecuația acestui cerc este asta. Bun, cred că, nu știu, de unde ar fi trebuit să cunoască elevii lucrul acesta, dar uitați ce s-a făcut. Raza la a doua este egal, eu fac abstracție de acest radical. Am ridicat la a doua și îmi dă 1 la a doua. Este egal cu x minus a, dar a este exact originea la noi, 0 totul la a doua, x minus a, plus y, care este sinusul, minus b, care tot este 0 la a doua. Ok. Nu cred că explic bine. Eu am înțeles. Bun. Și acum, când ridici asta, aici îți dă cosinus pătrat, aici sinus pătrat, când ridici asta la a doua și asta la a doua, îți dă ecuația, identitatea trigonometrică fundamentală. Dar este o altfel de explicare și hai să o explic sub o altă formă. Iată, ne uităm în acest cerc. Dacă trasăm perpendicular, iată, această lungime este congruentă cu această lungime, care este sinus de alfa. Da. Iar lungimea de aici este cosinus de alfa. Conform teoremei lui Pitagora, noi vom avea cateta la a doua plus cateta la a doua ne va da 1 la a doua. Unde asta este unghiul alfa. Clar. Bine. Este identitatea trigonometrică tală. Mai departe. De ce aceasta este 1? Asta e sinus pe cosinus, dar asta e cosinus pe sinus. Și când simplifici, îți dă 1, așa-i? Da. Pe urmă, din această expresie, cât e tangenta? Așa că e 1 împărțit la cotangentă. Da. Dar cotangentă, așa că e 1 împărțit la tangentă. Da. Ok. Împărțind ambii membri ai identității la sinus pătrat, apoi la cosinus pătrat, obținem. Și iată unde ce vor ei să obținem. Și îi explicăm lucrul acesta nemijlocit prin rezolvare. Împărțind ambii membri a identității 3, identitatea 3, asta. Da. O împărțim la sinus pătrat. Hai să facem. Vom avea sinus pătrat de alfa plus
cosinus pătrat de alfa egal cu 1. Împărțim la sinus pătrat de alfa. Ce vom obține? 1 plus cotangenta pătrată alfa egal cu 1 pe sinus pătrat, așa? Da. Iar dacă tot pe asta de aici, identitatea trigonometrică, o împărțim la cosinus, ne va da. Pe asta împărțit la cosinus pătrat, ne va da tangenta pătrată alfa. Pe asta împărțit la cosinus pătrat, ne dă 1, este egal cu 1 supra lui cosinus pătrat alfa. Ar. Ok, iată de unde aceste formule scrise aici. Ne-am înțeles de lucrul acesta. Mai departe, câteva exerciții. Vom lua să se exprime în radiani. Asta în radiani este doar 1, îl arătăm. 150 pi înmulțit cu 180 înmulțit cu pi supra lui 180. 0 cu 0 simplifică, 15 cu 18 simplifică prin 3 și îți dă 5 pi pe 6. Clar. Bun. Valoarea expresiei. Sinus de 3 pi pe 2 este minus 1. Deci aveam minus 4 cu minus 1. Știi de unde am calculat 3 pi pe 2 așa ușor în cap? Da, George, care coordonata 3 pi pe 2 are 0 minus 1 și e, acolo sinus ia valori negative. Bun. Plus 0,5. Tangenta de pi pe 6, asta e sinus de pi pe 6, pi 180 părți la 6 este 30. 3, sinus de 30 e o doime, dar sinus de cosinus 30 este radical din 3 pe 2. Și ne va da aici 1 pe radical din 3. Bun. Da. 0,5 cu 1 pe radical din 3 și ce vom avea? Cotangenta pătrat de pi pe 2. Asta e sinus. N e cosinus de pi pe 2. Cosinus pătrat de pi pe 2. Sau cosinus de pi pe 2 supra lui sinus de pi pe 2 totul la 2. Cosinus de pi pe 2 deodată e 0 și împărțit la orice număr când e 0. Și calculăm acolo mai departe. Este posibil ca sinusul și cosinusul unuia și același unghi să fie egale respectiv cu atâta și atâta. Cum vei face? Noi știm că sinusul pătrat de alfa plus cosinus pătrat de alfa îți dă întotdeauna 1. Da. Și pentru a verifica dacă poate fi sinusul și cosinusul să fie egal cu atât, cu acestea, pur și simplu în această formulă înlocuiești 7 pi pi 4 și vei avea 49 pi 625 plus ăsta la a doua, îți dă 24 la a doua, este nu știu cât, supra lui 625. Îți dai 1 la a doua. Dacă îți dă adevărat, înseamnă că poate fi concomitent aceste unghiuri. Iată, oral poți face aici, să-ți dai 4 pe 3 plus 1 pe 3. Este posibil ca sinusul și cosinusul unei și același unghi să fie egal respectiv cu, da, sinusul sfiatit și cosinusul sfiatit. Da, ok. Iată, aici poți face că îți dă o pătrime plus 3 pătrimi și îți dă 4 pătrimi, adică 1. Înseamnă că poate fi așa ceva. Este posibil ca tangenta și cotangenta unei și același unghi să fie respective cu acestea. Ce faci? Tangenta și cotangenta. Ai dreptul să le înmulțești și trebuie să-ți dai 1. Iată, le înmulțești, îți dă minus 1, nu poate fi. Le înmulțești, îți dă 1, poate fi. Le înmulțești, îți dă cât? 1, poate fi. Le înmulțești, îți dă 1, poate fi. Să se aducă la forma cea mai simplă expresia. Noi am făcut o lecție de felul acesta și hai tu să lucrezi la această formulă, o copiem și vom avea sinus de alfa minus sinus la a treia de alfa. Ce avem mai departe acolo? Minus cosinus plus cosinus. Să aducem la o formă mai simplă. Cum voi proceda? Sinus la 3 de alfa plus cosinus la 3 de alfa și să fie 1 la... Stați. Este o metodă, este de a combina cosinus la 3 minus sinus la 3
Dar este varianta, iată, de aici, să scoți sinus de alfa în față. Ce rămâne în paranteză? 1 minus sinus la 2 de alfa. Dar de aici scoți minus cosinus de alfa în față. Ce rămâne în paranteză? 1 minus cosinus la 2 alfa. Bun. Ăsta, așa e că este... cosinus la 2 alfa. Dar ăsta? Sinus pătrat alfa. Acum, observ că comun la ambele este sinus alfa, cosinus alfa. Da. Ce rămâne în paranteză? Cosinus alfa minus sinus alfa. Minus sinus alfa. Corect. Acum, eu nu văd dacă ceva... Cine se cere în condiția problemei? Să se aducă la forma cea mai simplă expresia. Aceasta nu este forma cea mai simplă. Se pare că nu este cea mai simplă, pentru că cosinus alfa minus sinus alfa, nu știu ce se poate de făcut aici. Haideți acum, hai să vedem ce se va întâmpla, iată expresia aceasta. Eu am sinus alfa minus cosinus alfa îngrupat cu asta, plus cosinus la 3 alfa minus sinus la 3 alfa. Clar ce am făcut, da? Da. Sinus alfa minus cosinus alfa, așa și rămâne, plus. Iar ăsta este A la 3 minus B la 3. Asta e A plus B? A minus B, pe lângă A la 2 plus AB plus B la 2. Hai să scriem lucrul acesta. Va fi cosinus alfa minus sinus alfa pe lângă cosinus pătrat alfa plus cosinus alfa sinus alfa plus sinus pătrat alfa egal. Cum ce voi face? Dacă ăsta și ăsta, eu pot, iată, să fac așa. Aici pun un minus în față, aici minus în față și aici plus, așa-i? Da. Și reiese că eu pot să scot sinus alfa minus cosinus alfa în față, factor comun. Ăsta și ăsta. Și va rămâne 1 minus paranteza... 1 minus toată paranteza aceea. Dar da, paranteza aceea este exact asta cu ăsta. Cosinus pătrat plus sinus pătrat este 1 minus cosinus alfa sinus alfa. Și va fi 0? Aici va fi 0. Da. Și noi am obținut sinus alfa minus cosinus alfa pe lângă minus sinus alfa cosinus alfa. Dar minusul acesta face aici să fie cosinus alfa minus sinus alfa pe lângă sinus alfa cosinus alfa. Fix ceea ce este mai sus, deci prin două metode, același lucru. Forma mai simplă nu există. Nu putem să o facem. Clar. Ok. Mergem mai departe. Să se afle lungimea ipotenuzei și a măsurilor unghiurilor unui triunghi drept unghi cu catetele de 1 și radical în 3 cu catetele de 1. Iată, cateta 1, aici triunghiul dreptunghic îl avem. Cateta 1 și radical din 3. Obținem cealaltă, conform teoremei lui Pitagora, aici va fi 2, așa? Da. Deci sinusul va fi 1 pe 2. Da. Înseamnă că aici avem 30 de grade. Da. Cosinusul va fi 1 pe radical din 3? Da. E, dar dacă aici e 30 de grade, reiese că aici e 90 și e 60. Clar. Bine. Hai să vedem mai departe ce exerciții. Paritatea acestor funcții. Funcția cosinus, apropo, este funcție pară. Noi acolo nu am spus, dar ea este pară. Și hai să vedem. F de minus x, iată, în acest caz, ne va da
sinus de minus x plus cosinus de minus x. Va fi minus sinus de x plus cosinus de x. Ne uităm, această funcție nu este cea inițială. Scoatem un minus în față, va fi sinus de x minus cosinus de x. Și ne uităm că minus avem, în paranteză, nu-i funcția inițială. Înseamnă că noi nu avem, că dacă f de minus x este funcția cum este de la început, funcția înseamnă că e pară. Dar f de minus x este minus f de x, funcția este impară. În cazul nostru, noi am înlocuit minus, mi-a dat o funcție diferită de cea inițială, înseamnă că funcția nu-i pară. Am înlocuit minus x, am scos minusul în față, și în interior nu ne-a dat funcția inițială, înseamnă că funcția nu este nici pară, nici impară. Ok. Paragraful 1 asta a fost până acum. Paragraful 2. Transformări ale expresiilor trigonometrice. Formule pentru funcțiile ale sumei și diferenței de unghiuri. Iată ce avem noi aici. Cosinus de alfa minus beta. Cosinus de alfa minus beta. Cum se demonstrează tot asta? După teorema lui Pitagora se demonstrează tot acest lucru. Hai să vedem. Alfa este, iată, bucățica aceasta. Beta este ăsta. Da. Iată coordonatele lor. Coordonatele lui alfa, coordonatele lui beta. Și acum, alfa minus beta este acest unghi, așa-i? Și iată coordonatele lui. Da. De unde știm că e acolo? Pentru că noi, din tot alfa, scădem, iată, bucățica aceasta care este exact beta. Și merge puțin în urmă. Bun. Și să vedem ce am obținut noi. AC la a doua. Unde este AC? Hai încă o dată, unde noi avem, cumva teorema lui Pitagora se aplică. AC. Hai să vedem. AC este egal cu M1M. M1M. Da. Aici spune că AM2C1 și AM2C1 au aceeași măsură, și coardele. Coardele AC egal cu asta. Bun. AC este, hai să arăt cupularea. AC este această coardă. Nu e această coardă. Această coardă. Și M1M este această coardă. Ele sunt întind același unghi. Ok, hai să vedem totuși de unde AC este egal cu AC. Hai să trasez acest AC și eu voi șterge așa, să șterg pentru a vedea ce am eu. AC, iată, AC este. Să vedem conform teoremei lui Pitagora. Noi vom avea triunghiul acesta. Da. Din cât eu înțeleg. AC pătrat este egal cu cosinus de alfa minus beta. Ăsta. Minus 1. Totul pătrat.
Iată, aici este 1. Și hai să citim. Țin seama de coordonatele punctelor A, M2, M2, a lui C și a lui M1. Și aplicăm formula distanței dintre două puncte. Formula distanței dintre două puncte. Se obține aceasta. Nu vreau să mă opresc acum, doar memorăm. Ok? Nu vreau să mă opresc. Reiesc, trebuie să revin la formula distanței și să încep a demonstra toate celelalte. Doar cosinus va minus beta. Iată este formula. Cum poți să faci cosinus de alfa plus beta? Pui în loc de, de beta, pui minus beta și îți va da alfa plus beta. Și astfel noi putem să aflăm, iată, formulele sunt. Le memorăm și vom, astfel, prin aceste formule, putem să demonstrăm, iată, cosinus de pi pe 2 minus T sau alfa. Hai să vedem ce s-a înlocuit. Noi avem această formulă. Înseamnă că în loc de alfa pui pi pe 2, aici T. Iar aici T. Nu, aici pi pe 2. Și aici T, așa? Da. Și reiesem. Cosinus de pi pe 2 este 0. Deci asta a dispărut. Sinus de pi pe 2 este 1 și rămâne doar sinus T. Deci chiar putem să zicem cosinus de pi pe 2 minus alfa îți dă sinus alfa. Clar. Cum ar arăta pe... noi încă putem să scriem, uite cum, cosinus... Scot un minus în față, ce va fi în paranteză? Alfa minus pi pe 2, așa? Da. Da, cosinus de un unghi negativ îți dă cosinus tot de unghiul ăsta. Deci cosinus de alfa minus pi pe 2 tot este sinus de alfa. Clar. Ok, și noi putem aici să înțelegem. Iată, avem un unghi oarecare. Iată, pe cercul trigonometric. Avem un unghi alfa, ăsta aici. Și cosinusul de el este... nu cosinus de el. Iată, avem acest unghi alfa. Și cât e sinus de alfa ăsta? E acest punct aici, așa? Da. Y1. Acum, dacă noi... după formula care am demonstrat-o, din alfa scotem 90 de grade. Iată așa, aici este alfa și ca să facem cumva să fie 90 de grade, iată așa, da? Iată aici va fi 90. Din alfa scădem, înseamnă mergem în direcție negativă, minus pi pe 2. Când calculez cosinus de unghiul ăsta, îți va da exact Y1, exact ăsta. Clar. Iată aici va fi alfa minus pi pe 2. Și când faci cosinus de el, îți dă deja x-ul. Bun. Noi am putea să luăm cu un unghi concret aici. Închipuiți că noi avem 30 de grade. Iată, avem pi pe 6. Și zicem, cât este pi pe 6, scădem 90 de grade. Mergem încoace. Nu, dacă scazi pe 90 de grade, îți va da minus 60 de grade, adică undeva pe aici este minus pi pe 3, așa? Da. Și hai să vedem. Nu ne-a dat că cosinus de ăsta este minus pi pe 3 este egal cu sinusul de acest unghi, de pi pe 6. Cosinus de minus pi pe 3 este o doime. Sinusul de pi pe 3 tot este o doime. Iată cu unghiuri concrete. Bun.
formulele pentru sinus alfa și sinus de alfa minus beta, sinus alfa plus beta, la fel se memorează. Formulele pentru tangentă de alfa plus beta și tangentă alfa minus beta, iarăși se memorează. Doar întrebare pentru tine. Deși, hai să facem un lucru interesant. Să demonstrăm iată formula aceasta. Tangenta de alfa plus beta. Tangenta de alfa plus beta este egal cu sinus de alfa plus beta supra lui cosinus alfa plus beta. Cât eu nu țin minte pe de rost sinus de alfa plus beta, este sinus alfa cosinus. Deci e sinus cosinus, cosinus sinus. Deci sinus cosinus plus cosinus sinus. Sinus alfa cosinus beta, cosinus alfa sinus beta. Și este cu plus între dânsele, da? Supra lui cosinus de alfa plus beta. Este cosinus cosinus sinus sinus cu minus între ele. Cosinus alfa cosinus beta minus sinus alfa sinus beta. Ok. Ce zic ce aici în demonstrație? Cum noi demonstrăm această formulă mai departe? Iată aici îți dă un tangentă alfa. Asta este sinus alfa pe cosinus alfa, așa? Da. Înseamnă că trebuie să rămână sinus alfa pe cosinus alfa. Să împărțim totul la... Uite, din sinus alfa cosinus beta trebuie să rămână sinus alfa pe cosinus alfa. Adică eu trebuie să împart la cosinus alfa, să înmulțesc cu cosinus alfa și să împart la cosinus beta. Ok, înseamnă că eu întâi împart la cosinus beta, cosinus alfa, cosinus beta. Hai să vedem ce vom obține. Egal. Linii de fracție. Sinus alfa cosinus beta plus cosinus alfa sinus beta împărțit la sinus alfa, am zis cosinus beta, da? Nu. Da. Ok. La fel aici am cosinus alfa cosinus beta minus sinus alfa sinus beta împărțit la sinus alfa cosinus beta egal. Astea când le împart, se pare că îți dă 1 plus. Apoi ne-a dat 1 plus. Când împart aici, observ că ne dă tangentă alfa plus înmulțit cu cotangentă beta. În cazul ăslalt, ne va da cotangentă alfa minus cotangentă beta. Așa? Stați. La numărător. Deci e tangenta alfa când cosinus pe sinus e cotangentă. Deci aici este cotangentă, da? Alfa, da. Și este tangentă beta. Da. Corect. Iar aici avem cosinus pe sinus și cotangentă alfa. Și hai să șterg asta și ne va da cotangentă alfa corect
că cosinus beta pe cosinus beta este 1, sinus alfa pe sinus alfa e 1 și rămâne sinus beta pe cosinus beta, care este tangentă. Clar asta, da? Da. Bine, dar nou ne-a dat că este, iată așa, tangenta alfa plus tangenta beta supra lui 1 minus acele numere. Vezi, fix același lucru, numai că schimbate cu locul minusurile este. Cred că au făcut niște transformări echivalente. Și hai să le vedem care ele sunt. Este egal, este egal. Haideți să... Deci noi vom avea nevoie la numitor să ne rămână aici un 1. Înseamnă că să ne rămâne un 1 minus. Înseamnă că trebuie să scot cotangentă factor comun. Va rămâne în paranteză 1 minus tangentă beta asupra lui cotangentă beta, așa? Da. Scot și la numărător un cotangent în față, ca simplifici cu asta și va fi 1 supra lui cotangentă alfa plus tangentă beta. Da. Bine. Egal. Ăsta a fost simplificat. Ăsta este tangentă alfa plus tangentă beta, ăsta, supra lui. 1 minus. Tangentă beta pe cotangentă beta. Asta este sinus de beta pe cosinus de beta înmulțit cu inversul cotangentei, înmulțit cu sinus beta pe cosinus beta, așa? Da. Și de sinus pătrat beta pe cosinus pătrat beta este tangenta pătrat beta. Clar. Superb. Acum să văd dacă va fi necesar ca tu să demonstrezi această formulă. Reiese că e fix asemănător ceva de tipul ăsta. Dar, atent, vezi formula aceasta care este dată de autor? Iată asta. Dar nouă ne-o dat întâi care formulă? Iată așa formulă. Noi și pe asta putem să o utilizăm în viitor. Bun. Mergem formule de reducere. Iată aceste formule de reducere. Sinus de alfa plus pi. Se utilizează formula lui alfa plus beta și îți dă minus sinus de alfa. Minus sinus de alfa. Deci sinus de alfa plus 180 de grade îți dă minus acel unghi. Noi putem cu cercul trigonometric să vedem lucrul acesta ușor. Alfa este aici. Așa-i? Da. Mergi un pi. Vei fi fix aici. Așa-i? Aici stai alfa plus pi. Da. Aici e alfa. Și acum, sinusul aici este cât? Minus. Este un număr oarecare m. În partea asta va fi fix același numai pe minus m. Da. Iată, el pur și simplu se duce în cadranul numărul 3, din cadranul 1 în cadranul 3 și face, își schimbă doar semnul. Asta poți să faci lucrul acesta. Uneori poți să-ți dea la examen, de exemplu, nu știu, orice când îți dă sinus de pi pe 3 minus pi. Și tu pe cercul trigonometric repede faci așa, aici e pi pe 3, merg în partea cealaltă, cât o să ne dai unghiul și aha, minus o doime, clar. Nu pe 3, ne va da minus radical din 3 pe 2. Bun. Mai departe. Sinus de 180. Nu, sinus de... Vedeți că, iată, cum nu-i consecvență. Aici pune alfa plus pi. Dar aici deja este pi pe 2 plus alfa. Desigur că ar fi fost mai frumos peste tot să dai întâi sinus de unghiul care tu îl ai plus pi. Sinus de unghiul care îl ai plus pi pe 2. Pe urmă, sinusul de unghiul care îl ai minus pi. Sinusul de unghiul care îl ai plus 2. Iată așa. Și noi putem să aplici formula aceea de sinus de alfa plus beta.
Și când vei fi, aici îți va da sinus alfa. De alfa plus pi pe 2 îți va da cosinus de alfa. Spune. Am vrut să spun că dacă alfa e 270 de grade undeva și dacă adunăm cu 180... Da, el... Pur și simplu, el va face mai multe cercuri. Hai să rămânem aici. Iată, avem cercul trigonometric și tu ai zis că alfa cât să fie? 270. Și iată, noi aici avem 270. Hai să scriem în radiani 3 pi pe 2. Și noi să adăugăm un pi, așa-i? Da. Și iată, noi adăugăm un pi, înseamnă că tu ajungi aici. Da. Și hai să zicem, iată avem sinus de 3 pi pe 2 plus un pi. Este egal. După formulă, nouă ne dă că este minus sinus de 3 pi pe 2. Și este egal cu minus sinus de 3 pi pe 2 este minus 1. Și obții 1. Într-adevăr, iată ai 3 pi pe 2. Este. Aduni pi. Dacă aduni pi, tu vei ajunge aici. Dar sinusul aici este 1. 1. Clar. Bine. Acum, sinus de alfa minus pi. Sinus de alfa minus pi trebuie să fie undeva pe aici. Hai ușor să-l calculăm. E că aici va fi pi pe 2, aici va fi deja minus alfa. Nu, va fi minus pi pe 2. Înseamnă că aici o să fie minus pi pe 2 și aici o să fie minus pi pe 2. Sinus de minus pi pe 2 este minus cosinus, dar aici este 0. Deci sinus de alfa minus pi este minus cosinus alfa. Sinus de alfa minus pi pe 2. Deci avem... Stop, noi asta ce-am făcut acum, da? Minus cosinus alfa. Iată, alfa minus pi pe 2. Și noi avem necalculat acum alfa minus pi. Iată, alfa deja voi pune aici minus pi. Înseamnă că va fi... deci, practic, noi avem plus și aici este unghiul minus pi. Înseamnă că aici peste tot pun minus pi. Cosinus de minus pi este minus 1 și va fi... cosinus de minus pi este minus 1 și voi avea încă o dată, de ce ne-am dat așa? Sinus alfa cosinus de minus pi este minus 1. Și voi avea minus 1 cu sinusul, ne va da minus sinus alfa, iar sinus de minus pi este 0 și tot minus sinus alfa. Să vedem dacă lucrul acesta este adevărat. Iată cercul trigonometric, luăm în loc de alfa numărul pi pe 6. Și acum la 60 de grade scădem 180. Iată, venim fix în partea asta, va fi unghiul ăsta. Și va fi minus, deci sinus de unghiul ăsta cât e aici? Ești cu mine? Da. Ok. Hai încă o dată să vedem. Sinus de pi pe 6. Deci noi ne-a dat că sinus de alfa minus pi este minus sinus de alfa. Și hai să verific lucrul acesta. Sinus de alfa minus pi. Alfa este pi pe 6. Acum minus sinus de pi pe 6 este minus sinus de pi pe 6 este radical din 3 pe 2. Alfa minus pi pe 6. Deci pi pe 6 minus pi va fi în partea cealaltă, în direcție negativă și va fi aici.
și ne va da sinusul de el minus radical din 3 pe 2. Deci ăsta e minus radical din 3 pe 2 și ăsta e minus radical din 3 pe 2. Deci este adevărat ceea ce am vrut să zic, că sinus de alfa minus pi este minus sinus de alfa. Bun. Așa. Formule pentru funcții trigonometrice ale multiplilor unui unghi. Acest lucru deja vom trece într-o altă lecție. Sunt doar niște formule, iată, formule care demonstrate prin înlocuire și pur și simplu ele sunt aplicate atunci când vrei să calculezi sinus. De exemplu, ai sinus de 3 înmulțit cu un unghi și unghiul acela să fie, zicem că e 45 de grade. Atunci tu faci 3 sinus de 45 minus 4 sinus de 45 totul la a treia, desigur grade peste tot. Și poți face că e 3 sinus de 45 este radical din 2 pe 2, minus 4 mulțit radical din 2 pe 2, totul la puterea a treia. Și când calculezi, îți dă exact, îți dă radical din 2 pe 2 toată această chestiuță, că sinus de 3 mulțit cu 45 este 135 și îți dă radical din 2 pe 2. Bun. Hai să văd dacă mai este ceva de trecut mai departe, să rezolvăm doar niște exerciții. Să se calculeze. Ești cu mine, Alex? Unde e Alex? Microfonul ceva nu funcționează. Este în regulă. Ok. Cam așa. Am rămas până la această... Nu mi-a explicat Alex deja că el nu este în clasă. Vă explic celor care vă priviți pe YouTube. Însă, până aici, iată, noi am făcut. Urmează cu Alex, voi face o altă lecție în care voi merge cu explicarea acestor formule, cum se rezolvă exerciții concrete, mai multă practică, rezolvare din Iavorski, culegere de probleme și problemele de aici. Ca mai apoi să trecem la ecuații trigonometrice într-o altă lecție. Ok. Cam atât pentru astăzi. Rămâne să trecem paragraful 2-3. Am bucurat să fiu cu voi împreună la lecție. Nu rămâne decât să vă urez succes vouă la matematică. A, da, și abonați-vă la canal. Acest lucru mă încurajează să fac mai multe videouri. Pa, pa!